Casa George Alexandra numele mic. Foarte bine, intrați. Dumneavoastră ați lucrat înainte pentru cineva, pentru... Eu am mai lucrat și acum lucrez așa? Cu ziua. Așa. Merg... Da. Da, am lucrat, ce să vă spun, am început foarte, nu știu, 9 sau 10 ani, că trebuie să o știți de la televizor, că Prințesa Briana. Prințesa Caragea? Da. Ah. Erau copii mici, prima dată m-am dus ca să-i duc la școală, că veniți atunci din Franța, nu știu ce, până se obișnuiește cu traversatul. Deci o viață foarte glamuroasă așa unde ați lucrat. Da, asta, da, la dumneai copii, până s-au făcut mari. Acum sunt mari și, mă rog, și dumneai niște, nu prea stătea bine cu bani și a zis, nu, nicio supărare, nu se mai poate, asta e. Păi cum? E prințesă, nu are, e dânsa din ce își face? Nu face bani? Nu are serviciu? Nu? Nu știu acum ce face, că sunt plecată de 3 ani. Ah, dar deci la început am cunoscut și pe soțul din care are copii, știți? Ah, dar ea acum e căsătorită din nou, s-a căsătorit cu, nu știu, cu da. Cineva, cu un american. A fost, nu știu, nu mai sunt, dar am ce văd la televizor acum, dacă e, da. Da. Dar, da, a fost. De el, toată lumea spune că e homosexual, nu e? Sunt... Da, că el e cu cineva, am văzut poze, am văzut, cred că și el sau iubitul lui, a fost, prietenul lui a fost la televizor, da, că i-au doi copii. La televizor. Eu când s-a căsătorit, încă și Alexandra să fac o surpriză, zice, vezi că vine mașina asta, ea, zic, oule, unde mă duceți? Că era foarte, dacă mi-a avut aminte chiar pe 10 aprilie de ziua dumneei. Zic, spuneți și mie unde mă luați așa, zic, să nu eu, să nu fie presă, nu vreau să mă filmeze, să fotograf acolo, nu mă, să-mi te filmeze. A fost invitată. Și a fost invitată și m-au luat așa, dar sunt sincer să fiu, nicio floare n-am cumpărat, că n-am știut, eu eram acolo cu copii, cum, hai să am, copii, repede, îmbracă-te că a venit mașina și trebuie să mergem, și am plecat cu ei. Și stau cu una la sectorul 1, mă rog, ușile închise, dar tot s-a aflat, da, și atunci am cunoscut și eu. Atunci am văzut pasăperii, dacă mi-aduc aminte, și le stat celălalt venea mai des. Dar deci erau, de fapt, erau un cuplu de gay, ea știa asta, deci nu. Ce să vă zic, mie nu mi-a spus, eu nu știam. Nu. Dacă ei acum au copii și el spune că sunt copiii ei. Da, nu știu, de unde copiii ei? Păi spune că ea este mama copiilor, că ea este mama biologică a copiilor, că ea... Nu știu ce spune, dar cum să fie, nu am început să spună că vezi că mă... Deci nimeni nu mi-a spus că se mărită. Da. Zice, vezi că mergi și... A, probabil da. Că cine știe, poate ea a știut, poate n-a știut, dacă... Da.